Post battle. No, no. Nu, că știam la ce vin. No, no. Bună seara, oameni buni, și bine ați venit la un nou sezon de Rose Battle, Rose Battle 2021. Tot fără public. Pentru că nimic nu e mai plăcut pentru un comedian decât să vorbească în dreptul unei camere sperând că e cineva acolo în spate. Și vă pot garanta atâta lucru că e un sezon încărcat de surprize. O să vorbim la sfârșit despre una dintre surprize. Vă pot garanta de asemenea că nimic din seara asta nu o să fie mai amuzant decât faptul că acest sezon trebuia să se numească Ne-am întors. Și ne-au închis exact acum 2 zile. Așadar, străduiți-vă să depășiți asta. Pentru că suntem deja între noi, o să trec foarte repede peste reguli. Aici vor veni 2 oameni, se vor duela în glume, câte 7 fiecare, și avem un distins juriu care îi va... Exact, îi va juriza. Bravo! Deci nu sunteți proști. Și acum, pentru că am ajuns la juriu, îmi permit să vă prezint componența lui. Îl avem alături de noi pe Cosmin Natanticu! Cosmin Natanticu este cea mai mare catastrofă care s-a abătut asupra Bucureștiului și provenea din Valea Jiului. Citiți o carte, oameni buni. În regulă. Ionuț Rusu! Ionuț Rusu, acest maestru al imitațiilor, îmi aduce aminte de un tânăr bendeac. Un bendeac la început de carieră. Pentru că e foarte ieftin. Salut, Adi! Salut, Ionuț! Și nu în ultimul rând, dar într-un fel în ultimul rând, îl avem alături de noi pe Micuțu! Nu? Micuțu, sau câte trabucuri scumpe trebuie să aprinzi ca să acoperi bășinile astea? Care bășini? Nu știu cum miroase, nu știu cum miroase trabucul. Astea! Ai dat bășini acum? Nu, bășinile astea pe care ți le-ai tras mai nou. Să nu pierdem timpul oamenilor. Eu? Așadar, acum că știm și juriul, vă invit să-i vedeți pe primii concurenți care sunt, țineți-vă bine, în runda 1, Elena Voineac și Angel Constantin. Wow! Ce? Aia nu e Elena Voineac? Întreabă cei 3 oameni care o știu pe Elena Voineac. Nu! Pentru că exact acum 2 ore am aflat că Elena Voineac are COVID și trebuia să intre rapid cineva în locul ei și să spună glumele ei. Absolut oricine, vă dați seama, n-am fost deloc picky. Și îl avem alături de noi pentru a spune glumele Elenei Voineac pe cameramanul Madalin Cârje! Așadar, oameni buni, succes, să fie un sezon bun, că așa cum îl începeți, așa o să-l ținem pe tot. Aș dori să... optimism. Da, da. Doresc să salut juriu, vă mulțumesc frumos. Vrezi, și un mulțumesc de fost pentru... Iată, o să transmit. Pentru Elena Voineac. Cine zice pe Elena Cârge? O să încep eu. Elena Voineac este atât de inteligentă încât ai putea să o angajezi la NASA pe post de șoarece de rezervă pentru experimente. Păi dacă te demoralizezi așa. Angel Constantin, acest reprezentant al firmei Adibas România. Așa s-a gândit ea. Angel e genul de om față de care până și Florin Gheorghe își ține borseta mai aproape. Wow. Bun. Nu știu dacă ai recitat-o bine sau chiar e bună glumă. Asta nu... Elena Voineac este o femeie foarte puternică, ea este rezistentă la farmece. Acum, pe bune, cu cine dracu să-i leși cununiile lui asta? Da. Hey, nu te supăra! Nu, no, lasă, e ok. Angel Constantin nu se duce la salon, se bălăcește în bălegarul din curte și zice că s-a tatuat. A, nu merge la salon de tatuaje. Da, da, a uitat să scrie asta. Măi, alo, nu suntem aici să judecăm. În afară de voi, voi sunteți aici să judecați. Eu m-am speriat. Elena Voineac este genul de femeie pe care eu aș lua-o cu mine la o partidă de golf cu prietenii, pentru că, pe bune, pe câmpurile alea chiar e mișto să ai o toaletă lângă tine.
Ce bine că nu e aici. Angel Constantin are vulcanizare mobilă. Așa se cheamă când vă întreabă la semafor dacă vreți să cumpărați ștergătoare. Iubitul Elenei Voineag este un om foarte iubitor. Eu am surprins-o de câteva ori ținând-o în brațe foarte strâns. Altfel nici nu stătea să facă sex cu clienții. Cam aici în jura. Dar fi fost aici. Dragă de ea. Angel are așa o față de vine să-i aduci o ladă cu căpșuni ca să-i completezi look-ul. Mamă. Scrie bine la febră. A, da. Elena Voineag există datorită faptului că atunci, la maternitate, când ea a fost născută, toate coșurile de gunoi erau pline și mama ei a trebuit să o ia acasă. Angel arată de parcă primul său tatuaj a fost cotnar pe spate. Angel e omul care îți montează oglinzi la mașină când ți le aduce înapoi. Recent, Elena Voineag nu mai are serviciu pentru că ea știa că nu are voie să facă sex cu clienții și nu s-a abținut și de 2 luni de zile au dat-o afară de la azilul de bătrâni. Angel arată de parcă primele cuvinte pe care le-a zis când s-a născut a fost dăi, dăi, dăi. Scuze, așa scrie. Când i s-a făcut rău ultima dată, Angel și-a revenit cu salam. Cu Florin Salam. N-aș fi zis asta dacă mă întrebai. Elena Voineag este atât de miloagă după pulă încât ea niciodată nu a avut one night stand, a avut one night follow. Angel scrie poezii foarte sensibile. Pe ultima ați auzit-o azi vară pe litoral. Porumb fiert avem, haideți la porumb fiert. Ok, mulțumim! Nu, păstrați microfonul, bravo! Haideți să auzim părerea juriului. Cosmin, Natantico. Mulțumesc mult. Așa, sau celălalt Cosmin, celălalt cum spunem noi. Nu. E foarte dubios, pentru că ție ți-a fost foarte ușor să dai glumele Elenei, care doar e în pură. Mergea, nu mergea, tot la cameră te întorceai, știi cum ar veni. Și normal că l-ai dat foarte degajat și foarte ok, dar glumele în sine, adică scrise și așa, chiar sunt foarte ok. Nena Angel, te-a făcut de la distanță, asta e părerea mea, nu știu, adică a avut glume, dacă s-a le iei și nu le-a completat... Nimănui nu-i pasă atât de mult. Da, mai cu încredere, părerea mea, nu știu, mai cu încredere. Chiar dacă, știu că ți-a fost greu că îl vedeai pe Cârce și gândindu-te la Elena, dar puteai să le dai mai cu încredere, părerea mea. Așa că, na. Bun. Domnul Ionuț Rusu? Foarte bun. Mi-a plăcut mult Ela în seara asta. Mie îmi place de când era la MTV. A fost mai agresivă Ela. Dar tu câți ani ai? Am 28 de ani. Și de unde știi tu pe Elena Voineag de la MTV? 2 ani, când avea 40 și l-a terminat la MTV. Am înțeles. Așa, mi-a plăcut mult Ela, la fel Angel... Mie, pe mine mă sperii atunci când te văd, chiar te-aș fi votat doar din temere, dar acum văzându-te foarte blând, mi s-a părut că l-ai dat ca un călugăr. Ai fost foarte, foarte blând, hai să nu superi. Domnul Cosmin... Da, aș vrea să susțin părerea colegilor mei din juriu. Mi se pare, Angel, că exact cum te-am văzut până acum, ești un om prea blând, care nu vrea să fie rău și atunci când e rău, e la modul, ești muistă. Adică răutatea ta nu are complexitate, știi? Ceea ce înseamnă că ești un om bun în sinea ta, din păcate oamenii buni la roast nu prea... Acum nici nu l-ați muțit foarte tare, că nu ești tu lângă el. Cum adică? Că dacă și-aduce aminte un pic din luptele alea... Dar ce e Vietnamul lui? Se trezește noaptea și stai seama când se aude ding, 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 ding. Da, asta putem să o facem, să nu mai avem PTSD. Așa și glumele Elenei Cârje mi s-au părut vreo 3 bune, chiar bune.
Și lăsăm la o parte cum s-a prezentat Angel, da, mi se pare că... Chit că dacă el ar fi făcut o figură bună în această seară, glumele Elenei chiar sunt... Erau bune și așa. Erau... Asta mă miră. Nu, da, știi că... Mă miră că-s bune. Știi că asta, acum sigur că e foarte greu. Poate Elena le dădea prost. Aia, dar, că, aia bănuiesc. Dar asta e complicat. Asta e complicat. Și acum nu știu dacă, de exemplu, Cârge merge mai departe, vine Elena în locul... Păi s-o vindeca fata până... Da. Nu știu ce să zic. Bă, dar să vedem dacă nu cumva trage cu glonțul ăsta de două ori. Dar da. Bun. Bă. Mulțumesc, puteți pune microfoanele la loc. Mulțumim să vă luați pureței. Ok. Haideți să votăm. Domnul Cosmin Natanticu. Fără doar și poate glumele Elenei. Merg mai departe. Pentru merg mai departe, da. Domnul Ionuț Rusu. Da, cred că votez și eu pe Mădălin. Adică tot. O votez și eu pe Mădălin. Avem 2-0, domnul Cosmin Nedelcu, votul inutil? Da, 3 de da și bun, te rog frumos să... Nu, mă. Scuze. Te rog frumos. Nu că l-am văzut în ring, nu e atât de bun. E blând și acolo. Te rog frumos asta pe viitor, dacă vrei să mai participi, să scoți un pic muistul din tine, pentru că hai că nu suntem toți sfinți. Când te-ai tatuat pe pumni, nu te-ai tatuat cu gândul că o să fii, hei, hai să fim prieteni cu toții. Nu, a fost pe muie, vă omor, a garda, cred. Da, deci branșează-te la acest animal. Exact, ia uite, branșează-te. Bă, unde erau cuvintele astea? Ok, mulțumim frumos, felicitări Ela, mergi mai departe. Ești curios dacă era Ela, dacă făceai nu. Asta. Nu făceai, nu? Asta voiam să zic. Da, slavă Domnului că l-a trimis pe Cârge, poți să zic, ce faci, dragă? Dar ce și-ar fi dorit, sărac? Știu eu, mă, știu. Ăsta să fie ultimul ei necaz, știi? Ok, mergem mai departe cu runda a doua! Wow. Unde îi avem alături de noi pe Radu Boian și Paul Sabo. Paul a ales facultatea de automatică și calculatoare, deoarece la el oricum orice prietenie se rezumă la un server bun. Bine, a fost împins de la spate de mic, de mama sa, care, în loc să-l nască, a preferat să-l facă pe componente. Radu Boian fute cam cât văd eu la distanță. Bă! Bă, ce... Și cam ce văd eu la distanță? Paul e foarte paranoic, îți dă senzația că se uită pe vizor tot timpul și chiar dacă nu vede drogurile cu ochi buni, se întâlnește periodic cu oameni dubioși care îi dau 0,6 la dreptul și plus 2 la stângul. Okay. Radu e așa de urât că zeii nu l-ar accepta ca sacrificiu. Doamne, să mă află! Cine băiat să mă băie? Paul e printre cei care nu vor face vaccinul anti-Covid, deoarece se vede după fața lui că nu-i mai suportă placa de bază încă un chip. După ce a renunțat la labă de performanță, lui Radu i-au scăzut foarte tare vizualizările la videouri. Paul Sabo, acest tablou 3D care parcă se uită la tine în orice loc al camerei te-ai afla, stă mereu încruntat și a făcut riduri la ploape, iar acum când se masturbează, își decalotează și pula și ochii. Radu Boian e ca Pinocchio. Când nu este o glumă, îi cresc urechile. Când vezi pentru prima dată fața dubioasă a lui Paul, îți dai seama că are ca unic hobby să dea nume petelor de căcat de pe chiloți. Nu e adevărat. Radu Boian e singura persoană la care nu se bucură câinele când se întoarce acasă. Paul, această combinație între poreclele Pahar Berzelius și GitHub arată că a fost un coleg de liceu al oricui.
Și că a fost iubit al nimănui. Radu Boian face un challenge zilnic cu flotări și abdomene. De-aia apare întotdeauna pregătit să te ajute să cari mobilă. Cu toate astea vreau să vă zic că eu apreciez foarte mult la Paul că el, chiar dacă e inginer, e și un tip religios. De asta se uită cruciși tot timpul. Și, dar nu, nu vreau să-l jignesc, că mie că se supără și pleacă și celălalt ochi. Radu Boian arată ca Radu Boian după o lună în vas lui. Ok! Această bătălie e cea care dă tonul sezonului. Ignorat pe alalt. Așa, hai să auzim părerea juraților, vă iau altfel. Domnul Ionuț Rusu. Ce bine. Nu? Da, foarte mișto, îmi place la... La Radu îmi place vocea. Voiam să-l aud pe Dolănescu cum face un rost. Îmi place foarte mult, chiar. Dar, din păcate, na, ai fost mult mai soft decât Paul în seara asta, care m-a surprins. Adică m-a surprins cu fățuca lui de Dexter. A dat-o destul de bine. Probabil v-aș și dat seama pe cine votez. Da, nu mai e nicio surpriză. Și promisesem la surprize. Domnul Micuțu? Da, aș vrea să vă felicit pe amândoi că se vede o evoluție foarte mare la ambii. Și asta și în calitatea glumelor, cât și în prezența pe scenă. Nu mă așteptam, dar Paul într-adevăr a fost mai vicious. Dar asta oricum pălește în fața evoluției voastre scenice. Și iarăși vă felicit. Vă felicit. Mersi. V-ați întors la voi la faza asta. Au fost cele mai gingașe mersiuri. Mulțumim mult. Parcă transmitați din viscol de afară. E viscol. Apărut că sunt doi copii care mulțumesc pentru banii de sorcov. Mulțumim. Domnul Nathan Ticu. Exact ce zicea Micuțu, Cătălin Radu Tănase și mai era unul la antenă, Petrișor, nu mai știu cum îl cheamă. Adelin, bravo. Deci, băi băiatul, orice ai spune, n-ai cum. Deci nu poți să spui nimic și râzi. Nu tu cine râzi. Vorbește? Tu râzi? Nu, noi râdem. Zic că tu râzi că am înțeles. Dar pe glume mai bine. Mai bine, domnul Paul. Felicitări. Mulțumesc. Da, serio, ai pe împărți la tine sau ceva? Că... Deci mi se pare că orice ai zice, mamă, să nu vă ating, jur, să nu dați în mine. Eu atât am zis, eu... Ok, puteți lăsa microfoanele jos. Așa, domnul Micuțu, cu cine votați? A fost destul de strâns la mine pe foaie și Paul este în față și îl votez pe el. Ok, mersi. Un vot Paul Sabo, domnul Ionuț. Da, aș fi vrut să fac suspans, dar merg pe tot pe Paul acum. Bun. Nathan Ticu, fă tu suspans. Eu o să fac suspans. Nu mi-a plăcut mie. Poate... Știi ce zic? Bă. Poate zic. Mare, bă. Vre, acum nu mi-e. Fii atent. Mi-am notat două glumițe la Radu, patru la Paul și una în paranteză. Nu știu ce, care a fost a doua glumă, dar am râs felul în care ai zis-o și exact asta, cum clipești tu. Să mă rog dacă deranjezi. Deci eu să nu te super pe mine. Dar ai patru în fața lui Radu, deci... Paul. Ok, Paul Sabo, merge mai departe. Vă mulțumesc amândurora. Puteți să vă retrageți cât mai antiseptic de aici. E pandemie, copii, dați-o dracului. Ok, mergem mai departe cu runda a treia, unde avem alături de noi pe Andrei Negoiță și Edi Vacariu. Andrei Negoiță, acest hipster dintr-un sat de lângă Pașcani, e atât de prost încât nu a participat la Rose Battle 2 pentru că a crezut că e pe echipe și nu avea partener. Edi Vacariu, un hipster pentru botoșeneni, un cocalar pentru restul lumii. Eu n-aș vrea să zic că Edi e un cocalar, dar când încearcă să gândească, vocea lui interioară e peltică. Știi ce zic? Pupate aici norocul matalei. Andrei Negoiță, sau motivul pentru care curvele au opțiunea de a-și selecta clienții? Nu vreau să spun că Andrei nu fute, doar că motivul pentru care îl așteaptă să se vaccineze este ca să mai facă și brațul lui drept pauză o zi. Nu multă lume știe că Edi Vacariu are o soră geamănă. Legătura dintre ei e una specială, una aproape telepatică.
Așa că dacă vrei să-i faci o bucurie lui Eddie, o fuți pe ea că geme și el. Oamenii de știință spun că barba unui bărbat ascunde mai mulți microbi decât vasul unui WC-ul. Ei bine, la Andrei avem tabloul întreg fiind și căcatul în cadru. Mulțumesc, Jadoraș. Ei bine, Eddie, ca orice moldovean, își iubește sora foarte, foarte mult. Și cel mai mult o iubește când o aude că strigă din baie: "Ei, Eddie, adă camera de filmat că m-am blocat iar în mașina de spălat." Andrei a terminat facultatea de actorie la Hyperion, ceea ce l-a ajutat să fie respins la peste 200 de castinguri. Deși visa la a fi sau a nu fi, cariera lui artistică s-a rezumat la aici sau la pachet. Nu multă lume știe că lui Eddie ar fi plăcut să cânte muzică rock. Problema e că de fiecare dată când încearcă să cânte, ce iese e: "Wow, Blackberry, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România." O știe și pe toată, și eu ascult Manel. Aia zic, știam. Hei, hei, liniștiți-vă! Se vrea a fi un om de cultură și un iubitor al teatrului, însă cerceii cu cruciuliță pe care adesea îi poartă în ureche sunt un omagiu adus retragerii lui Dani Mocanu din muzică pentru a lua calea Domnului. Eddie Vacariu are părul de pe față la fel de des ca flocii lui Voineag. Voineag, când te vede, are impresia că a părăsit-o și pizda la fel ca toți bărbații din viața ei. Bă, nu prea e ok, că femeia nu e aici, frate. Eu știam că vine acum, Ana. Andrei fumează țigări rulate doar ca să mai lingă și el ceva, dar fără să-i rămână păr între dinți. Mulțumesc, Speedy Cocalares. Ei bine, Eddie Vacariu arată ca un personaj dintr-o telenovelă mexicană, Eduardo Vaquero, care a fost crescut de vaci și... pentru că părinții lui au murit în urma unei explozii de cazan în care se făcea tequila de prune. Andrei este atât de sărac încât el într-o zi linge capacul și în alte trei mănâncă iaurtul. Așa pățește și din cauza lipsei de sex, când dă de o femeie într-o zi o umflă și în alte trei o fute. Eddie a dat la actorie pentru că vrea să-l creadă și pe el cineva, când minte că nu a fost molestat de preotul satului. După ce a terminat actoria, cel mai bine a jucat la păcănele. Tararam, tam, tam, tararam. S-a auzit părerea juriului! Păi asta înseamnă profesionistate, te uși pe scenă moartă. Ok, haide să auzim părerea juriului! Nathan Ticu, cum wow, ți s-a părut? Băi, nu vine să cred, doamne, deci eu m-am plictisit foarte tare, nu cred. Hai mă, unde, la care? Nu, înainte de ei, deci ei ne-au îngropat. Bă, știi care e faza? Eu știu că e foarte greu și uite, micuțul mi-e martor aici. O singură dată am făcut, am încercat să fac roast și nu mi-a ieșit. Da, mi-aduc aminte. Știu că tu prezentai. Și da, serios, chiar admit treaba asta. Dar astăzi am, față de ceilalți, de exemplu, colegi care au urcat înaintea voastră, bă, glume, nu prea, nu prea. De exemplu, la tine, Andrei, ai vrut să livrezi doar din atitudine, eu te fut în gură, dar să-ți mai zic o glumă eu, că, știi? Adică glumele tale în sine, nu prea. Iar la tine, Edi, cred că am notat o glumă jumate, la care am râs. Deci ceea ce înseamnă că ești cumva peste, dar cine știe, până la final poate mă răzgândesc. Mai trebuie să păstrez spațiu, să zic, cine știe, să nu zic dinainte, că mai tu mi-ai zis. Da, da, am zis. Să nu zici din prima. Ok, domnul Micuțu. A crescut etereu. Am băgat și eu, cât? S-a dus mult, e 1750. E bine, am 50 de etere. Ce o să râdă lumea când vom difuza și veți fi pierdut deja totul. Da, eu poate scot până se difuzează. Exact, poate scuze. Vindem. Așa. Andrei, ai interpretat tot? Exact. Și ai crezut că o să-ți iasă. Eddie n-a interpretat nimic, dar ai avut două ok-și. Una pe care am notat-o, singura de fapt pe care am notat-o, a fost aia cu
când era el într-o telenovelă și a fost crescut de vaci. Am râs că mi-am imaginat așa, că el e și straight face și mi s-a părut cu straight face-ul ăsta că mergea perfect, știi, între două vaci. Cu ei spunea tată, cu ei spunea mamă, era amuzant în mintea mea. Na, Andrei, e prima oară când te văd pe scenă și sper ca data viitoare să fie și mai bine. Încerc. Pe scenă la Rose Battle. Da. Mulțumesc mult. Ok, puteți lăsa microfoanele să vă păstrați bureții. Poate vrea și... Nu, da, cred că... Hai! Muriți voi? Domnul Ionuț Rusu, aveți ceva nou de adăugat? Nu. Domnul Iohannis. Doamna Tenis Rifa. Ce ar zice acum? Da, mi-a plăcut mult. Pe cine faci? Nu. Iohannis? Păi... Da, pare că Edi a avut niște glume mai... Mai un pic mai bunicele, în cele destul de slăbuțe. Dar tu zic că noi nu ne-am vorbit ca să... A, nu, n-am, nu-i nicio înțelegere aici, nu? Așa, mi-a plăcut și mie faza aia cu vaca, cât de cât. Tu ai dus-o foarte sus, ai interpretat-o ca la teatru. Și-l cheam și Vacariu. Da, era acolo. Ai fost tu la teatru, Rusu, hai să stăm pe curul nostru. Ca la teatru. Hai că și tu imiți personaje în Mobilă și durere. Și el crede, pentru că n-are de unde să știe. Da, foarte bune amândoi, în orice caz. Adică, ce? Genial. Ha mă, nu, vreau să Ilie Dumitrescu. Vreau să Ilie Dumitrescu care l-aută pe Hagi Junior. Zic, dacă vreau să încurajez, adică știu că un copil crește mult mai bine când e încurajat de părinți. Dar de fapt a fost praf, dar el vă încurajează. Foarte bun. Cred aveți potențial foarte mare. V-ați pregătit cu cineva înainte sau... Nu, tot a fost pe loc. Eu am observat cum stă Vacariu tot timpul. Stă așa, pentru că se pregătește să aibă burtă. Deci... Nu, de fapt e acolo. E burta, dar nu e... Okay. Da, puteți să... Îl trage pula în jos. Ce? Stai mă, n-am votat. Păi n-aveți nevoie de microfoane când votați. Ah, ok. Ca să nu se audă un... Bă, eu ca să-l încurajez, mai... eu chiar vreau să-l încurajez, deci, Edi, chiar vreau să mai fii, dar mai pregătit. Surprize! Bravo! Deci un vot pentru Edi. Domnul Ionuț Rusu? Păi, din nou, nu e suspans. O să merg pe Edi, scuze. Fără nicio supărare, Cosmin. Micuțu? Da, eu... Bă, pentru gluma aia cu vaca ai dat lui Andrei. O, 2-1! Avem 2-1! Edi Vacariu merge mai departe. Vă mulțumesc amândurilor. Și încheiem sus cu runda 4, unde avem alături de noi pe Traian Dobra și Marcela Bom. Bună seara, bună seara, bună seara, stimat juriu, public, publicul de acasă. Da. Că, numai o secundă, trage burețelul, exact, până în capătul burețelul. Glandului, exact, ok. Marcela Bom, a cochetat cu actoria, iar a reușit ceva extraordinar, a reușit să bată titlul filmului Gone in 60 Seconds, ea a reușit să-și încheie cariera actoricească și să dispare de pe micile ecrane în mai puțin de 50 de secunde. A fost un meci de fotbal, să-mi va pula, dacă... Care s-a jucat pe contre. Da. Iată că cariera ei se încheie în mai puțin de... Dar nu, iată că revine cariera ei... Și s-a terminat tot egalitatea, asta a fost tare. Iată, Marcela Bom a dat... Traian, am încercat să găsesc informații pe internet, din păcate nu am găsit nimic despre Traian. Aparent e atât de necunoscut, încât, deși mi-ar fi plăcut din suflet să spun că o păsărică mi-a șoptit informații despre el, aparent informații despre el are o singură păsărică, cea de la Twitter. Și meciul continuă! Marcela Bom a avut o carieră și nu pauză. Marcela Bom a avut o carieră și
Marcela Bum. Marcela Bum a avut o carieră și modeling. Numele ei de scenă era Drumul Oaselor. Chiar a vrut să scoată o carte motivațională pentru cei ce vor să se lase de modeling, numindu-se de la model la antimodel. Aha. Contrar aparențelor, Traian chiar are prietenă. Acum, fără pic de glumă, el are prietenă și mi-am dat seama doar azi de faptul că eu și prietena lui chiar avem ceva în comun. Și anume faptul că, na, am avut COVID, n-am avut simțul mirosului, al gusturilor, evident nici ea nu are gusturi. Pare că, pare că îi reproșești ceva. Marcela Bom are câteva lucruri în comun cu domnul Ion Țiriac. Unul ar fi că ambii vin din Brașov, iar al doilea ar fi că sunt foarte, da, foarte, foarte, foarte norocoși. Statistic, 0,0001% din populația globului are șanse să devină miliardar. Iar 0,0001% din populația feminină a globului are șanse să devină videochatiste sau escorte. Vreau să felicit pe domnul Ion Țiriac și pe doamna Marcela pentru această reușită. Îi mulțumesc mamei tale că m-a învățat meseria. Haide, tortul, tortul! Diploma și tortul! Oh, Jesus Christ! Și lumânarea parfumată! Traian Dobra este dintr-o comună și era atât de sărac înainte să plece, încât a avut noroc cu faptul că s-a făcut IT-ist. El fiind IT-ist, întâmplător, mai schimba și niște Windows, citat, cu condiția să nu fie termopan. Da, aș fi putut. Asta nu e idee rea de afaceri. Aș dori să-i mulțumesc Marcelei pentru o minunată idee de afaceri. Oportunitatea aceasta, da. Marcela Bom joacă tenis de câmp. Marcela Bom, practic și în tenis, dar și în viață, a reușit să treacă dintr-o etapă în alta, tot din postura de lucky loser. Adevărat. Am crezut că e un termen din sport, lucky loser. Traian, ai o frunte atât de lată, după cum puteți vedea, Traian are fruntea atât de lată, încât nu aș putea să spun acel termen, acea replică, nu poți spune pe fruntea ta scrie prost, la cât material ai acolo, minimum scenariul din tânăr și neliniștit. Dacă mai trăia Dr. Mengele, minimum 7 lămpi puneam aici de acolo. Lămpile. Marcela Bom e atât de proastă. Încât atunci când profesorul de tenis i-a spus că l-așteaptă cu o rachetă pe terenul de tenis pentru primul antrenament, ea a venit îmbrăcată în astronaut. Mama. Și nu m-am schimbat nici până în ziua de azi. Băi, eu am impresia... Wow, băi! Stați un pic, eu am impresia că v-ați scris glumele împreună. La același team building. Da, da, că aveți și replică, știi, când termin tu, stai că mai am eu ceva de zis. Scuze. Cu același pix. Continuați. Ok. Gurile rele ar spune că Traian pare zombie, că e lipsit de viață, nimic mai fals. Traian foarte, foarte rapid ridică mâna și prinde de picior pe oricine calcă pe locul din cimitir în care doarme. Cui fi mort? Marcela Bom a ales Facultatea de Științe și Studii Europene pentru că... Științe, exact. Pentru că auzise că multe examene sunt oral. Practic a zis că merge la perfecționare. Bă. Da, la început i-a fost cam greu că a cam tras de examene cu dinți. Trebuie să merg pe la dentist. Ultima mea glumă, care nu este de fapt glumă, e realitate. E un adevăr. Da. Traian, părinții tăi ți-au pus un nume
un nume de conducător, un nume foarte impunător, foarte impozant. Păcat de faptul că pe acel Traian, din fericire pentru el, îl adoptase Nerva. La cum arăți pe tine, te-ar lua doar nervii. Apă! Poți să arunci microfonul? Hai că nu știu, ok? Dropping the mic? Da. Hey! Da, știu, știu ce e mintea voastră, da, dar de parcă nu e, fa Champions League în calificări, sunt meciuri bune, știi? Haide mă, sunt calificările, așa o ardem. Mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici. Nu, no, eu nu vreau să vorbesc primul. Cosmin Nedelcu! Da! Care e părerea ta? Care e feedback-ul? Care sunt sfaturile pe care le-ai dat acestor doi tineri minunați care au ales să-și unească destinele aici? Bă... E... Nu e bine, o. Nu e bine. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar eu nu suport termenul ăla de cringe, dar a fost un festival în deplinătatea lui de cringe. Nu, Marcela, tu nu cred că poți să fii rea? Nu știu cum să zic. Așa e. Așa e, vezi? Nu cred că poți să fii rea și bine ar fi să... Na, să nu mai fii să nu mai fii rea. Să nu mai încerci să fii rea. Să nu mai încerci să fii rea, da. Nu știu, e bine pentru amândoi să vă dați seama unde sunteți. Asta, de obicei, cred că e bine să simțiți așa unde... Da. Traian, pe lângă comentariul sportiv pe care l-am, pe care l-am apreciat, la fel, la fel, nu prea poți să fii rău. Nu știu ce să mai zic. Haideți să mergem la Ionuț Rusu atunci. Da. Păi, am avut impresia că m-am uitat la o terapie de cuplu, pe jur. Adică fiecare își reproșa, Marcela era... Ba nu, tu... Fii atent aici, Traiane, tu faci chestia asta. Ești prost. Și la... Și la Traian simțeam că mă uit la rabă zicând bancuri la anunț. Rabă, mă. Rabă, adică aduci foarte rabă tare cu rabă. Rabă și roza. Și rozii. Da, rozii. Rozi. Dar în rest așa ca show, adică în termen de roast n-a fost tocmai de nota peste 3, dar în termen de show mi-a plăcut. Adică a fost un moment așa care mi-a plăcut, serio. Da, a fost distractiv. A fost distractiv. Domnul Natanticu? Asta mi-a plăcut foarte tare, că nu v-ați lăsat tonul. Chiar dacă glumele au fost proaste, dar nu v-ați lăsat. Adică dacă tu îi ziceai ceva ei aici, a, stai că corect, vezi, da. Ce zic eu acum și la fel de la fel de jos. Nu prea, glume, sincer. Apreciez curajul vostru. Da, corect. Eu jur, dacă eu aveam glumele astea și urcam pe scenă, eu puteam să zic, sunt cel mai tare stand-upper sau roaster ever. Dar n-am curajul ăsta. N-aș avea curajul ăsta să urc cu glumele. Adică tu când ai scris glumele, ce ai zis? Rup, mă gândesc, Marcela. Nu, ai zis, bă, la jumătate. Sau cum? Cum te-ai gândit când ai scris? Mi-am zis că sunt cel puțin corect gramatical și... A, tu asta ai vrut să... Da. Cinci! Deci, dacă ți-ai atins scopul, deci corect gramatical chiar pe bun. A trebuia să ne le dai să le citim sau să le postezi undeva. Da, nu, dar serios, măcar nu te-ai, adică nu te-ai făcut de râs să faci... În partea alaltă, Traian, tu când ai zis, mamă, o rup asta... Nu, o rup. Dar cum se face, scuze, Adrian, da. Poate știi tu, că s-a tras la sorți și au nimerit ei, da. Doi? Bă, incredibil. Asta mi se pare. Aplauze pentru noroc! Bă, da, pentru noroc, jur. Jur, da, chiar aplauze pentru curaj, că sunteți pentru prima oară, serios, nu? Serios, prima oară? A, așa bun. Și... Serios, bravo! Bravo pentru curaj. Sigur, data viitoare o să nu mai veniți, dar foarte bine. Păi nu, poate data viitoare ați înțeles ceva din treaba asta. Păi votăm sau? Da, acum. Mie frică, mie, dacă tot mi-ai dat mie cuvântul și așa, mie foarte greu să le dau egalitate. Ce l-am și luat de vreo două ori, da? Zi! Mi-e frică să dau egalitate, că nu cred că mai au glume. Nu avem voie egalitate. Da. M-aș duce spre Traian în ideea în care... M-a făcut micuțul să râd și... și a descoperit asta că are de comentator sportiv și știi ce zic. Deci egalitate, pentru... egalitate din punctul meu de vedere, lasă-i. Păi nu ai voie să dai. Da?
Recitește regulamentul de ordine interioară al acestui concurs. Uite că m-am uitat. Bravo, Traian 1. Ok. Marcela, din punct de vedere gramatical, 10. Dar pe glume, sunt bun. Ok, deci un vot pentru Traian. Domnul Micuțu. Da. Eu o să merg pe Frankenstein, felicitări, vampira. Bine, am crezut că e Frankenstein și mireasa lui Frankenstein. Păi, și ai că ar merge... Nu vreau să zic că aș vedea un porno cu voi, dar... Dar dacă e gratis într-o seară ciudată... Gratis, da. Și suntem best bets... Dacă intru pe the dark side of the web... Așa, da, nu, o să merg pe Traian, felicitări amândurora încă o dată pentru curaj. Okay. Domnul Ionuț? Marcela. În regulă. Bravo, mă. Traian, Marcela, merge mai departe, vă mulțumesc, am văzut. Oh! Wow! Mamă, ați văzut? Hai, hai, du-o în spate. Ce... Dar lasă să vedem și noi, măcar. Hai, mă, lasă, că avem camere. Poate dăm note la... Avem camere, copii. Ah, scuze. Și eu sunt prost degeaba. Ok, mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit până acum și vă dau o primă surpriză acestui sezon. Începând cu acest sezon, avem un premiu care se numește Ultimul Slăban. Este dat de Vlad Casino și vă presupune pe voi, oamenii de acasă. După ce difuzăm fiecare episod din calificări, se deschide un poll în secțiunea community a canalului Club The Full. Intrați acolo, votați pe cel pe care îl considerați. Și o să fie greu, cel mai slab concurent din acel episod. Da, se votează după fiecare din episoadele de calificare și cel care are cele mai multe voturi la finalul acestor calificări primește 500 de euro. Nu cred. Yeah! Adevărat? Da. O să anunțăm câștigătorul în finală, așadar votați pe cel mai slab și dați-i 500 de euro. Vreau să particip și eu. România, țara în care dacă ești slab, măcar fi cel mai slab. Vă mulțumim, oameni buni, seară bună!